Hei, salutare oameni buni! Suntem pe centura capitalei. Suntem între Chiajna și A1. Cred că sunt de vreun sfert de oră pe aici, dar m-am gândit să filmez, să nu filmez. Ce să zic, traficul este infernal. Ăștia pe partea asta, ia uite-i, merg cu 80 la oră, aproape că s-au plictisit. Și noi ne-am cam plictisit pe partea dreaptă. Chiar sunt curios cum se merge și de la A1 spre Domnești. Că eu am început să fiu cam sceptic cu pasajul ăsta și lumea a început să-mi zică că sunt nemulțumit. De ce sunt nemulțumit? Că pasajul e nemaipomenit. Dar uite, uite ce e pe centura capitalei între Chiajna și A1. Deci este imposibil să se circule așa într-o zi de luni la ora 5:30 într-un asemenea hal. Băi, ce este horror. Mai nu prea mă dă pe spate aici trecerea asta de A1, pentru că e încă greoaie așa. Mă așteptam să zbur pe aici spre Domnești. Adică ori mergem pe centură, ori nu mai mergem, nu? Păi ce facem? Doar așa să stăm camelci în coadă? Până ajung eu acasă, trece și Moș Crăciun și trece și Revelionul. Nu? Bă, totuși am prins 20 la oră, a? Dar până când o viață bună? No, trebuie să ne obișnuim că nimic nu se schimbă peste noapte. Nici măcar un amărât de pasaj nu ne poate schimba viața. Adică cei care stăm în zona asta ne-am obișnuit cu aglomerația și timpul pierdut și e greu să ne dezobișnuim, așa că să ajungem acasă cu 5 minute mai devreme și cam aia este. Da, mi se pare că e ca o zi normală de dinainte de a avea acest pasaj și nu mi se pare că e ceva wow. Mai sunt și zone în care mai prindem un pic de viteză. Da, nu e ceva spectaculos, nu s-a îmbunătățit ceva așa foarte, foarte mult, dar na, hai să fim optimiști. Să fim optimiști, am zis, și o mai vedea. Și cam cu 5-600 de metri înainte de ajunge la pasaj, deja s-a stricat combinația. Deja ne-am oprit, stăm. E o coadă destul de mare. Na, cam asta e pulsul traficului în această zonă. Am vrut să vedem și cum e și seara. Eu o să o iau pe scurtătură, pentru că n-am răbdare să mai stau până la pasaj. E clar că cei care merg înainte mai au de așteptat, pentru că, na, asta e. Asta e traficul momentan. O luăm pe aici, pe scurtătură. Pare rău de băieții ăștia că mai au de stat.